Astăzi mă voi uita la TikTok-uri, însă este un catch. Dacă râd sau zâmbesc, va trebui să mănânc mere de la școală. Cele mai oribile mere pe care le-ai mâncat vreodată sunt mici și oribile. Uită-te și tu la asta, nu știu dacă se vede. Ce este fundul ăla? Zici că e... Nu știu ce e negreala aia acolo, e foarte suspect. Hai să începem. Left or right? Left. Left or right? Right. Dar deja nu mai e corect dacă facem, nu să te alegem noi pentru... Era mai fain să bage cartoful ăla, ar fi avut un gust mai bun, nu... Sunt dezamăgit. Nu, bă, dar de ce am râs la așa ceva? Nu știu, mi s-a părut amuzant ce rapid a fost acel chinez. Acest video nici n-are comentarii. Oh my god, ce e asta? Bă, nu ies că a venit momentul să mănânc un măr. N-am mai spus așa ceva de mult. Dar asta nu e orice măr, e... ce naibă e asta? Nu o să mușc de acolo. Dar e bătătorit peste tot, ce-i cu mărul ăsta, nu... Mă duc să-l spăl și vine înapoi, că nu pot, mi-e frică. E spălat? Hai să luăm o mușcătură. Scrieți RIP în chat. Bă, primele impresii, nu e așa de rău, e destul de ok, actually. Ai, n-am mai mâncat o măr de mult. What the? Ok, nici nu știam că așa ceva e posibil. N-am mai văzut asta până acum. Nu știam că ouăle pot exploda. No, ce văd aici? Nu, bă, dar ești prost! Oh my god, de ce am făcut asta? Dacă credeți că e regizată, eu chiar am fost așa de idiot să râd la așa ceva, nu e regizată. Nu știu dacă se clasifică chiar ca râs, însă a fost un fel de... Îmi place că ăștia se auzeau cum oftau și chestii în timp ce muzica era dată foarte încet, era așa suspect. Și de asta m-a amuzat. Bă, nesc că mai mănânc din mărul ăsta. Mamă, și acum partea cea mai grea. Delicios. Asta îmi place să văd când mănânc cu măr. Cred că e momentul. Ce-i asta? Ce-a pățit mărul ăsta? 1, 2, 3, Stella! 1, 2, 3, Stella! Yo. Jocul ăsta, în esență, pare chiar distractiv. Nu m-am jucat așa ceva niciodată, nici nu plănuiesc să o fac, dar e distractiv. Thank you.
Ăsta am zâmbit pe la mijloc din greșeală. Și bănuiesc că iarăși humorul satanic de la școală. Oh my god. Episodul ăsta este de fapt simulator de mâncat mere. Mi-a privit cum mănânc mere. Arată vai de ele. Se spune că gamerii reacționează mai rapid decât cei care nu se joacă. Hai să testăm. O să facem în felul următor. O să pornim un cronometru și tu trebuie să încerci să-l oprești cât de repede poți. Ca să fie cât mai simplu, o să apară un punct roșu de genul ăsta pe ecran și apoi unul verde, tot de genul ăsta. Când apare punctul verde, înseamnă că a pornit cronometru, ca să știi tu să reacționezi cât mai repede. Și apoi o să te invit să-mi spui într-un comentariu ce timp ai obținut și dacă joci jocuri video sau nu. Ok, m-am prins și trebuie să pun pauză, dar cred că are... Se spune că gamerii reacționează mai rapid decât cei care nu se What? Joacă. Hai să te... Ok, eu de-abia acum am prins ce am de făcut. Stai, încerc din nou. 56 de milisecunde sau... Cât? Oh my god, uite cât are ăsta, nu se poate, ăștia-s insane. 10 milisecunde. Ești curios dacă o fi delay pe calculator. Poate eu am făcut o milisecundă. Ok, nu cred. Haideți să vedem top 10 Pokémon românești de care nu ai știut. Pikachu mai Blaga. Acest Pokémon a fost adoptat în Warja și a lăptat la sticla de ulei de mic, astfel dezvoltând proprietăți de ungere, devenind prieten bun cu cetea șungele și unge-o mâinile. Culimbancurul electric. Născut și crescut în Prahova, Culimbancurul este printre singurii Pokémon românești al cărui tată este de origine namibiană. Atacul special al acestui Pokémon este electrongură bago și curentul alternă cât ai cioaca. Publicitate. Mai ce? Am vrut de două la același video și mai are un minut jumate. Fucking hell. Bănesc că ăsta e un măr terminat, nu? Să zicem, o să trec la al doilea măr. Hai să vedem dacă mai rezistăm la video ăsta. Who's that Pokémon? Ați ghicit, este Scooby-Doo. Pentru Pokémon customizați, click follow și DM pe Instagram. Bulbul, buclul, bulcul, bulbul. Bulbul, buclul, bulcul, bulbul, buclucaș. Bubuie barca bunicii bombănind bine bolta bisericii bunului bombardier bisexual bocind briceagul brigadierului belit. Holy fuck, ce-a fost asta? Nu cred. Cred că am găsit contul meu favorit de TikTok. Român. Hai să mai continuăm și văd după aia câte mușcături trebuie să iau. Charizard zătear focul din mediaș. Acest Pokémon este diferit de alți Pokémon din cauza faptului că are 3 ventricule pe ficatul stâng pentru ventilație. Rinichiul pompează combustibil în sânge, iar plămânii sunt alcătuiți din 4 straturi de carbon haladit cu pompe funebre ce duc spre organul focului sau foculoaica, cu ajutorul care acesta scuipă foc. Bulbazarul cu 2 floci. Acest Bulbazar se găsește desigur în bazar, în piața din Timișoara între orele 19 și 27:30, fiind acum folosit ca mascota recoltei din toamnă vara și invers. Garciompănimei Scula este un hibrid animal de origine vegetală ce se poate găsi în pădurile de garciompâni din Timișoara până în Oradea. Garciompănimei Sculele sunt Pokémon păsăritici, rușinoși, aceștia fiind găsiți doar în zbor. Șoșunata Încoite Atinge. Această Pokémon mirifică găsită în cărțile de desenat pentru copii. Oh, Încoite Atinge, nu. Ok, pot spune că am râs de câteva ori, măcar jumate din mărul ăsta trebuie să mănânc. Am lăsat mărul mai dezgustător pentru final. Fiți atenți aici, nu... ăsta e lipicios. Ce s-a întâmplat aici? Ce fel de păianjen a făcut copiii în mărul ăsta? Bă, nu credeam că o să întâlnesc așa ceva. Nici nu arată ca un măr, ia uite. Dacă îl țin așa... Normal, până îl dau pe aici, arată ca satana întruchipată, vai de capul meu dobleac. Bă, deci guvernul ăsta haladit al nostru, cele mai dezgustătoare mere pe care l-am întâlnit vreodată. Ministerul Agriculturii trebuie să se lase de munca lui, dacă noi primim mere de genul la școală. Asta e un galben spre verde, nu. Nu se vede. Ce gust oribil are mărul ăsta, nici nu știți. Mamă, nu știu cum să exprim gustul ăsta, ce a fost aia? N-am mai întâlnit așa ceva în viața mea. Cred că o să vomit. A trebuit să fac o mică pauză de vreo 20 de minute. Nici chiar. Dar ideea este că mărul ăsta s-a oxidat și mai tare. Looks like shit acum. Bă, stai mă, lasă, terminați-vă cu asta, mă.
Bănesc că el e nevoit acum să-l plătească, nu știu care a fost scopul final. A început să spargă niște de la păcănele. Ok, go! Go, get the money! Oh my goodness, yeah, get as much as you can! Anything that passes the green line, you get to keep. You get to keep anything that passes the green line, come on! One, good job! Ok, the stuff online does not count. But you get all that money. Nu știu de ce acest TikTok durează 5 minute. De-aș avea și eu astfel de oportunități, mamă, în continuu așa cu aia. Uite, așa se iau toți banii. Nimic nu m-ar opri. What the... Oh my god, ce efecte sonore. Frate, prin tortura pe care mi-am pus-o asupra mea astăzi, voi ar trebui să mulțumiți și să dați și like și să vă și abonați asta, că nu sunteți deja. Și acum iarăși trebuie să mănânc din căcățenia asta de mă... Era să ating gaura ciudată. Ăsta sigur nu-i stricat, dacă are așa ceva în el. O înghițitură mare și gata. E mai bine să mănânci nisip, deci pun pariu că are un gust mai bun nisipul decât rahatul ăsta. Unde fac merele astea, în ce laboratoare? Area 51, ce să mai zic? Știam că partea cu râsul va fi ușoară, dar să-mi bag piciorul dacă știam că o să zâmbesc așa de ușor. Cred că vomit azi. N-aveți idee cât de oribil e mărul ăsta. Mi s-a făcut și frig cât am mâncat acest măr. Are și puteri supranaturale, poate mâine sunt Spider-Man. Dacă vrei să vezi cum reacționez la reclame de jocuri mobile, chiar aici, și abonează-te dacă nu ești abonat. Doamne, ce gust oribil are mărul ăsta.